Doamnelor și domnilor, bună seara! Vă invit să urmăriți o nouă rundă de dezbateri electorale organizate de Jurnal TV pentru alegerile parlamentare anticipate. Primii patru concurenți electorali din această seară sunt Partidul Acțiune și Solidaritate, reprezentat de Natalia Gavriliță, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, reprezentat de domnul Grigore Novac, Partidul Acțiunii Comune Congresul Civic este reprezentat de Iurie Munteanu, acesta ar urma să apară, cel puțin așa ne-a comunicat, și Partidul Unității Naționale reprezentat de domnul Octavian Țicu. Bună seara și bine ați venit la dezbaterile organizate de Jurnal TV. O să vă explic pentru început regulile. Aveți la început un minut pentru introducere și un minut la sfârșit pentru încheiere, pentru mesajul de final pentru alegători. În cele la alte 8 minute aveți ocazia să vă puneți întrebări și să răspundeți la întrebările concurenților, celorlalți colegi din platou, și să răspundeți dacă nu e suficient și la întrebările mele. O să începem de la stânga la dreapta și apoi de la dreapta la stânga cu rundele, ca să fie destul de echilibrat pentru toți. În această rundă, doamna Gavriliță, aveți un minut la dispoziție în prima rundă. Minutul începe, o să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, la fiecare rundă, să atrageți atenția și la ecran, acolo unde vor fi afișați timpii, în ca să vă gestionați bine timpul rămas, în special în runda a doua. Doamna Gavriliță, aveți un minut la dispoziție începând de acum, vă rog. Dragi cetățeni, Partidul Acțiune și Solidaritate, echipa Maia Sandu, vine să implementeze în Parlament și în Guvern viziunea votată de dumneavoastră la alegerile prezidențiale. Viziunea Maia Sandu de dezvoltare a țării înseamnă o Moldovă fără hoție, fără corupție, cu o justiție dreaptă, cu locuri de muncă pentru ca cetățenii să aibă, să rămână acasă, să nu plece peste hotare, cu o pensie și o bătrânețe demnă, cu localități dezvoltate, proiecte de infrastructură și o politică externă echilibrată. Noi avem o echipă de oameni integri, de oameni profesioniști, care sunt gata să-și asume un mandat de guvernare și să aducă o perioadă de stabilitate, prosperare, creștere economică pentru cetățenii țării. Mai aveți câteva secunde la dispoziție. Cum le veți utiliza acum sau ele nu se recuperează? Bine, acum avem o șansă istorică să facem așa încât președinta, Parlamentul, Guvernul să lucreze împreună. Mersi mult. Domnule Novac, aveți un minut la dispoziție începând de acum. Vă rog. Bună seara, stimați cetățeni, atât cei care locuiesc aici în Republica Moldova, cât și cei din afara țării. Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor a demonstrat în timp că poate face față tuturor provocărilor și are o echipă cu adevărat profesionistă pe toate domeniile. Noi am demonstrat în timp că putem face față chiar și la cele mai grele încercări. Iată, ați văzut, bună oară, chiar și pandemia care s-a bătut asupra țării și în general asupra lumii, am demonstrat că putem face chiar și față în condiții extrem de grele. Asta ne propunem să facem și pe viitor și să facem ordine în fiecare domeniu, pentru că nu este deloc ușor, însă umăr la umăr, cu toată echipa pe care o avem, cu siguranță putem să facem față. Nu avem timp de făcut experimente pe alte partide care să vină doar de dragul venitului, doar de dragul show-ului politic în Parlament. Cred că de acest show de august v-ați săturat deja toți. Domnule Țicu, aveți un minut la dispoziție. Poftim. Bună seara, prieteni. Octavian Țicu sunt președintele Partidului Unității Naționale. Ca un lider adevărat de partid, am venit aici să-mi expun punctul de vedere pe care îl avem în viitoarele alegeri. Știți cu toții, așa cum v-am vorbit întotdeauna de la tribuna Parlamentului sau din aulile universitare, suntem cei care credem doar într-un singur ideal, care de altfel așteaptă de peste 30 de ani să fie realizat, reunirea cu România. În 30 de ani, toate clanurile politice, grupările, partiduțele, inclusiv cei care sunt la dreapta mea, au demonstrat că viitorul acestui stat este steril și doar reunirea cu România ne poate aduce într-un spațiu de bunăstare, prosperitate și securitate în Uniunea Europeană și în NATO. Mai aveți, domnule Țicu, cu niște secunde? O să le fac cadou altora.
Nu le puteți face nici cadou, ele nu se recuperează. Nu le veți utiliza. Nu. Am înțeles. Atunci să cunoașteți. Încă o dată, timpul rămas nu se va recupera. Vedeți, mai există cineva care ar fi trebuit să apară. Este vorba despre domnul Iurie Muntean. Potrivit regulilor pe care le cunosc toți, dar trebuie să le și anunți, timpul în cazul în care nu apare și nu participă la dezbaterile de astăzi, timpul nu se recuperează, iar în cazul în care întârzie, dumnealui va avea posibilitatea să fie la dezbatere aici cu noi și să participe la dezbateri din runda unde ajungem. Asta sunt regulile, continuăm. Suntem la runda a doua. În această rundă, fiecare dintre dumneavoastră are 8 minute la dispoziție. În aceste 8 minute veți pune întrebări și veți răspunde la întrebările celorlalți, inclusiv la ale mele. Evident, este dreptul dumneavoastră cine să înceapă primul, nu prin ridicatul mâinii, dar putem încerca și așa, nu e o problemă. Dacă aveți întrebări unii față de ceilalți, vă rog să o faceți. Dacă nu, am și eu întrebări. Am o întrebare la domnul Novac. Eu am aici un ziar comunist în care Partidul Comuniștilor spune că Partea Socialistă, Partea Predatelii, deci o partidă de trădători, Partea Socialiștilor, o parte de hoți, Partea Varov, Partea Socialistă, Partea Corupționeră, un partid de corupție. Domnul Novac, s-a întâmplat ceva? I-ați iertat pe socialiști? Voi v-ați schimbat? Ce s-a întâmplat cu alianța asta? Nu înțelege lumea. Mai este și Partea Lițemierov și Prietenii Săiuznic de împarte. Deci e un ziar pe care al Partidul Comuniștilor este partidul, este ziarul oficial al Partidului Comuniștilor. Gata? Așa, bun. În primul rând vreau să vă felicit că vorbeți o rusă așa fără accent. Și cu acest prilej vreau să vă amintesc că dumneavoastră uneori nu prea vă stă bine când o dați cu rusa de pământ și încercați să fiți mai români decât români. Dar răspunzând la întrebarea dumneavoastră, nu știu ce ziare citiți dumneavoastră, dar e bine că le citiți, apropo, inclusiv nu pierdeți timpul, domnul Novac, aveți? Eu vă răspund la întrebare și dumneavoastră probabil știți că nu vorbesc din timpul dumneavoastră. Deci, citiți mai des ziarele, inclusiv socialiștii, probabil atunci dumneavoastră veți înțelege și chiar sper că veți vota inclusiv și blocul electoral datorită ziarelor corecte și nu a manipulărilor pe care le faceți. Eu am răspuns la întrebare. Domnul Novac, vreau să vă spun că Academia de Știință a Rusiei mă invită în fiecare an spre da ore la tineri istorici ruși la școli de vară. Așa că nu vă faceți iluzii. Cu Rusia tot e ok și cu Rusia e ok la mine. Dar eu sunt patriot a țării. Eu am un ideal, domnul Novac. Spre deosebire de voi care nu-l aveți. Dacă îmi permiteți să pun și eu o întrebare domnului Novac, pentru că la începutul emisiunii a vorbit cetățenilor despre cât de bine s-a descurcat alianța PSRM-Șor în Parlament cu pandemia. Vreau să întreb de ce avem cel mai mic indicator de ajutor de stat care a fost oferit în această pandemie. Deci, în Moldova, 88% de companii au fost afectate de pandemie și doar 6% au fost ajutate. Spre comparație, în România acest procent a fost de 43%, în Rusia 26%. Deci toate statele s-au grăbit să subvenționeze șomajul tehnic, să ofere garanții de stat pentru ca companiile să nu piardă locuri de muncă, să nu dea oamenii afară. Noi am avut 70.000 de oameni care au pierdut locurile de muncă și în același timp vedem că dumneavoastră mergeți în aceste alegeri lăudându-vă că puteți gestiona o criză. Aceasta este opinia dumneavoastră, cum se gestionează corect o criză economică? Pot să răspund, da?
Doamna Găruliță, eu vreau să vă reamintesc că anume când ați fost dumneavoastră în guvern și guvernul Sandu, nu s-a făcut în această țară niciun kilometru de drum, nici o cărărușă măcar nu ați făcut. N-ați dat niciun leuț agricultorilor ca subvenții. Nimai vorbind de șomajul pe care unii erau în șomaj. Pentru că voi erați, tot timpul erați împotrivă ca să facem acest suport cetățenilor. Eu deja nu vreau să vă mai amintesc câte discuții am avut și dumneavoastră știți perfect în acea perioadă câte discuții au fost, pentru că erați, nu știu dacă ați asistat la toate ședințele, dar cum vă opuneați cu vehemență și dumneavoastră erați promotorul mesajului că nu sunt bani, nu sunt bani. Niciodată nu erau bani la dumneavoastră. Iată că noi am venit, am găsit, chiar din puținul care practic nu era. Nu suntem noi socialiștii vinoveți că s-a bătut peste lume pandemia și COVID-ul. Nu l-am inventat noi. Am rămas doar de asta să ne acuzați că am inventat și noi COVID-ul, ori din potrivă vaccinul, nu știu care acolo. Noi am acordat în limita posibilităților și al bugetului. Dacă pune pe cântar și pe balanță ce ați oferit dumneavoastră, este zero. Și este, vreau să vă reamintesc că atunci dumneavoastră ați votat cu noi în Parlament bugetul, ați susținut toate politicele propuse și din potrivă în acel buget al solidarității am propus creșterea indemnizațiilor, inclusiv indemnizațiile pentru nașterea copilului, pentru perioada rece a anului. Nu este adevărat, dumneavoastră ați fost, da, pentru ați disabilitate. Fost împotriva tuturor alocațiilor în sectorul social. V-ați opus de fiecare dată. Spuneți, vă rog, câte kilometri de drum a făcut guvernul Sandu? Nu, dumneavoastră manipulați. Nu, nu manipulez. Dar câte kilometri de drum a făcut guvernul Chicu? O clipă, eu v-am întrebat pe dumneavoastră. Nu, eu vă întreb pe dumneavoastră. Nu știu răspunsul, zero ați făcut. Și dumneavoastră ați făcut zero și oamenii asta văd. Ei văd minciunile dumneavoastră. Pentru că anume din cauza aceasta, pentru că oamenii s-au săturat, ei înțeleg că dacă acest sistem corupt, unde dumneavoastră v-ați preocupat de realegerea liderului dumneavoastră Dodon la președinție, nu ați dat ajutor la oameni în plină criză și ei sunt nevoiți din nou să ia drumul pribegiei și să plece din țară. Au plecat sute de mii de tineri. Vedem că tinerii sunt peste hotare și încă și vreți să-i încurcați să voteze, spunând că este electorat paralel. Aceștia sunt copiii noștri, acestea sunt rudele noastre, care au plecat pentru că nu au locuri de muncă aici, pentru că dumneavoastră nici în criză nu acordați ajutor și încă și promovați prin buget scheme corupte, n-ați dat nicio cifră concretă. Pot să vă spun că ați votat bugetul în mijloc de noapte, unde ați, în plină criză ați ridicat impozitul pe imobil și ați eliminat acea reducere de 15% și oamenii acum văd. Poate atunci, în decembrie, dumneavoastră așa ați trecut cu vederea, dar acum fiecare vede factura în cutia poștală. O să insist să vă monitorizați timpul, îl aveți afișat pe ecran, să vă calculați în așa fel timpul ca să vă ajungă și pentru întrebări și pentru răspunsuri și dacă rămâneți cumva fără întrebări, vă acord eu, vă pun eu întrebări. Eu doar cu titlul de replică. Doamna Găvreliță, vreau doar să vă amintesc cât nu, ceartă e greu de spus. Ceartă, cât contrazicere am avut cu dumneavoastră, că dumneavoastră personal de la tribuna Parlamentului ne convingeați că trebuie ridicat procentul la Horeca sus, pentru că au ei de unde plăti. Ați votat sau n-ați votat pentru asta, domnule Novac? Acum mai departe. Au plecat sute de mii de tineri. Vreau să vă amintesc, dumneavoastră ați fost prin guvernele lui Leancă și toți ceilalți. Și dacă vă uitați în lista pasului, aveți fel de fel de și narcomani, și contrabandiști, și persoane specialiști în evaziune fiscală, și de tot sortul aveți acolo. Adică nu ne spuneți noi cine suntem noi. Noi vedem cine sunteți voi. Și dacă ați uitat cine sunteți, atunci mai citiți odată lista pasului. Citiți-o, că vă arată și jurnaliștii, vă arată cu degetul toate scheletele de pendulapurile voastre pe care le aveți. Nu sunt locuri de muncă? Dar cine a fost? Eu în guvern, doamna ministru, să da, vă zic așa. Da, ați avut un an jumate, nu, majoritate cu ușor și ați avut guvernul jumătate. Chicu. V-am acordat toată susținerea, doar că din cauza politicii defectuoase pe care ați profilat-o, inclusiv dumneavoastră, sub paravanul Maie Sandu, s-a ajuns la ce s-a ajuns. Eu deja nu mai vorbesc despre celelalte sectoare, de justiție, despre care ulterior și Curtea Constituțională ne-a dat dreptate. Voi nu vreți să recunoaște, nu aveți capacitatea să recunoaște lucruri elementare. Și dezbărați-vă odată de fariseismul ăsta și prostia asta politică pe care o promovați. Și nu mai dezbinați atâta societatea. Veniți cu lucruri concrete și spuneți ce vreți să faceți cetățenilor. Nu ce ați, când ați făcut nimic, noi deja am văzut. Spuneți și măcar ce aveți de gând să faceți.
să vă răspund ce avem de gând să facem. Avem de gând să scoatem imunitatea președintelui și deputaților pentru acte de corupție. Avem de gând ca demnitarii înalți care nu-și pot justifica averile să le fie confiscată averea. Avem de gând să facem evaluare externă a judecătorilor pentru ca să aducem dreptate. Avem de gând să creăm locuri de muncă pentru ca să susținem întreprinderile, în special întreprinderile mici și mijlocii, și să aducem salariul mediu la cel puțin 15.000 de lei. Avem de gând să creștem pensia minimă la 2.000 de lei și să ajungem la recalcularea pensiei anuală. Avem de gând să dăm 2 miliarde de lei pe an localităților, așa cum am dat în 2019 tot impozitul pe venitul persoanelor fizice direct la localități și a crescut bugetele localităților. N-am împărțit politica dumneavoastră în mijloc de noapte. Și avem de gând să ducem o politică externă echilibrată acolo unde este interesul cetățeanului. Deci avem de gând să implementăm viziunea de țară propusă de Maia Sandu, care a fost votată de cetățeni în alegerile anticipate. Venim cu o echipă de oameni integri. Chiar și faptul că unii candidați au decis, pentru ca toată campania să nu se transforme într-o așa gâlceavă, au decis să se retragă de pe listele partidului, arată cât de diferit este abordarea la Partidul Acțiune și Solidaritate și celelalte partide, în special Partidul Socialiștilor. Am văzut că, deși avem numeroase investigații, dumneavoastră nu ați făcut niciodată nicio modificare pe listă. Dimpotrivă, l-ați ales pe Dodon, șeful culiocarilor. Deci asta este diferența de abordare. Atunci când noi, chiar și din percepție, aducem oamenilor o dreptate și venim cu o listă în care oamenii să aibă încredere. Doamna Gavriliță, o să-mi permit să vă pun o întrebare, pentru că am văzut că ați utilizat numele Maia Sandu și la început și vreau să fac pe această remarcă, totodată să ne spuneți dacă cunoașteți că este ilegal, nu este bine să folosiți imaginea președintelui în campania electorală, că ați și început cu, cu numele președintelui. Deci, Partidul Acțiune și Solidaritate a fost creat de Maia Sandu, care până acum 6 luni a fost și președintele partidului. Această viziune de țară am elaborat-o împreună. Venim să implementăm această, deci noi susținem această viziune de țară. Nu este nicio utilizare a imaginii, dimpotrivă, noi spunem, iată care sunt politicele pe care noi vrem să le susținem. Și iată ca cetățenii să vadă ce vom face în Parlament, ce vom face în guvern și cum vom gestiona acest stat. Vă pun această întrebare pentru că în alte alegeri, în alte circumstanțe, și doamna președinte și alții lideri ai PAS au spus același lucru despre Igor Dodon la acel moment. Adică, haideți să... La acel moment Igor Dodon deja nu mai era membru a partidului de 4 ani, în primul rând. Într-al doilea rând vedem cum toate de 6 luni, adică până acum am lucrat împreună, chiar și în pandemie, programul pe care l-am propus, deci a fost elaborat împreună. Să ne axăm mai bine. Dar ce pot să spun, că socialiștii folosesc imaginea Maia Sandu ca să toarne minciuni, de aceea, de fapt, ei trebuie să înceteze. Însăși Maia Sandu e o minciună, dar când ați respectat voi legea, că s-o mai să respectați și de data asta, adică nu este nimic nou. Eu aș propune, poate să-i dăm voi domnul Țicu să ne povestească ceva despre unirii. Da, noi... Este adevărat, fiecare dintre dumneavoastră oricum aveți interoferiți de Jurnal TV, mult gratuit, dar... Eu o să-mi spun povestea la sfârșit. Domnule Țicu, dacă aveți o întrebare... Eu am două precizări. Prima precizare este că în Republica Moldova... Dacă iei 3 cuvinte din gura la 3 oameni, deci sunt cadavre politice. Din gura lui Andrei Năstase Plahotniuc, din gura Maia Sandu corupție și din gura PAS-ului Maia Sandu. Deci eu, într-adevăr, atenționez și PAS-ul și ceilalți care vor încerca. Doamna Maia Sandu este aleasă de cetățenii Republicii Moldova, inclusiv de mine și de mulți alții. Lăsați doamna Maia Sandu să-și facă treaba. Și cătați-vă de acțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate. 2. Deci eu am auzit aici un chestiune legată de promisiuni și de... Și vreau să le spun celor care ne privesc că aveți în față 2 reprezentanți a celor mai mari partide politice din Moldova. PAS și Partidul Socialiștilor și Comuniștilor.
Și înțelegeți din această cățăleală ce vă așteaptă 4 ani de zile înainte, pentru că așa va fi. Deci altă față a politicii moldovenești nu există. Prin urmare, faceți concluzii și să înțelegeți ce ne așteaptă în condițiile în care vom vota ceea ce este aici. Și o întrebare. Deci pentru ambii concurența am câte o întrebare. Doamna Gavriliță, aveți cetățenie română? Vreau da, să... am. Da? Și ați dat jurământ statului român ca cetățean român? Da. Ce spune în jurământ? Nu mi-amintesc. Vă spun eu. Jurământul față de statul român înseamnă idee de integritate a spațiului românesc. Și dumneavoastră apărați o creațiune separatistă care nu reprezintă interesele statului român și care este împotriva statului român și a românilor. Și vreau să-mi explic și să vă întreb și să răspundeți pentru ce aveți nevoie de această cetățenie în aceste condiții. Deci, în primul rând, noi ne preocupăm de problemele oamenilor din Republica Moldova. Noi credem că, dimpotrivă, aceste atacuri, de fapt, dezbină societatea. Noi prea mult timp am fost împărțiți, cei care vor unire, vor pro-vest, vor pro-est, dar, de fapt, politicienii s-au ascuns în spatele acestor cuvinte și au dezbinat societatea și au folosit puterea pentru scopurile lor personale. De aceea, noi credem că, indiferent câte cetățenii deținem legal, indiferent de ce limbă vorbim, noi credem în modernizarea europeană a Republicii Moldova, noi credem în rezolvarea problemelor cetățenilor cu care se confruntă la nivel local, cu care se confruntă în fiecare zi, relația lor cu instituțiile statului, felul în care își pot, deci își pot trăi viața. Și noi vrem ca oamenii să-și poată exercita drepturile lor, fie că au și cetățenia Moldovei și cetățenia României, fie că au și alte cetățenii, să-și poată trăi viața frumos în Moldova. Doamna Gavriliță, dumneavoastră v-ați folosit beneficiile cetățeniei români fiind în străinătate și acum ați venit în Republica Moldova și apărați o statalitate care este neferească. Eu nu întreb din noi, voi, eu vă întreb pe dumneavoastră, ați depus jurământ de cetățenie statului român, pe care îl încălcați. Eu asta vă întreb, nu trebuie să-mi spuneți cine ești, cum și altfel. Dumneavoastră personal, deci credeți că vă reprezintă această statalitate? Și dacă vă reprezintă, atunci trebuie să alegeți. Ori faceți o renunțare la una din cetățenii, ori vă faceți patriot și sunteți în continuare stataliste, dar nu putem sta cu fundul în două luntri. Este o chestiune care trebuie să o alegi. Aș vrea să ne răspundeți la aceeași întrebare, pentru că foarte mulți din diaspora, moldovenii din diaspora, au cetățenie română ca să aibă această posibilitate să lucreze mai mult în țările Uniunii Europene. Asta mai târziu, dacă... Așa este. Pentru domnul Novac o întrebare. Eu n-am cetățenie, doar a Republicii Moldova n-am avut. În fracțiunea socialiștilor sunt 8 cetățeni români. Și dumneavoastră care urâți România și rupiți hărți, cum tolerați dumneavoastră așa disidență în cadrul Partidului Socialiștilor? Ce se întâmplă? Chiar așa de jos ați căzut ca să aveți cetățeni români în cadrul fracțiunii? Iată, vedeți, aici vă contraziceți. Dacă era așa că urâm România, cum spuneți dumneavoastră, nu erau cetățenii ce pe... prin fracțiune. Dar asta spune și demonstrează încă o dată că nu este așa cum spuneți voi sunteți unioniști. Noi, apropo, niciodată nu am urât România. România sunt vecinii noștri pe care trebuie să-i respectăm. Vecine, așa, să-i cum... Domnul Bătrâncea, pardon, că domnul doctor mă pominește, mă scuzați. Domnul Bătrâncea a rupt harta României mare în Parlament. Și ieșirile la adresa României și toată campania voastră împotriva străinilor și nu știu cui, vă temeți să dați țara. Păi fără ajutorul României și a Uniunii Europene sunteți morți. Voi cum aveți de gând să guvernați 4 ani de zile? Din ce resurse? Domnul Țicu, noi știm cum să guvernăm. Noi, spre deosebire de dumneavoastră, avem proiecte înregistrate în Parlament. Dumneavoastră un proiect de râsul găinilor n-ați înregistrat și n-ați semnat care să vină în susținerea acestui cetățean. Dumneavoastră veniți, făceți câte un show, așa, veniți 2-3 declarații la tribună și... Eu și n-am făcut, și... eu n-am făcut mult în Parlament, dar... Dumneavoastră trebuie să lucrați pentru țara asta. Și unul dintre puncte... Pot să vă răspund? Da. Unul dintre punctele pe care le avem noi în program este inclusiv interzicerea demnitarilor de rang înalt să dețină funcții care au cetățenie dublă, indiferent care fie ea, că e românească, că e ucrainească, că e bulgarească sau oricare alta.
ori chiar rusească, inclusiv. Toate absolut. Primul om a fi Vladimir Voronin, că el e cetățean rus. Lui trebuie să-i interzici. Probabil că vă interesează și răspunsul la întrebarea dumneavoastră, ori nu vă interesează. Da, da, am grijă, de timpul dumneavoastră. Da, vă rog, dacă n-ați, nu v-ați gândit. Dacă îmi permiteți o scurtă replică, pentru mine patriotism înseamnă să construim acele două poduri peste, peste Prut, la Ungheni și la Leova, pe care propunem să construim și podul peste Nistru, peste Nistru, da, la Soroca. Și aceasta este o apropiere a celor două maluri, deci noi trebuie să facem mai puțin, să dezbinăm și să facem lucruri foarte concrete. Eu am o întrebare, cred, probabil o să fie inițial pentru doamna Gavrileță, cred că și ulterior pentru domnul Țicu. Doamna Gavrileță, iată, eu, spuneți-ne, de fapt, nu atât mie, cât, cred că cetățenilor, ce s-a întâmplat cu filtrul PAS, s-a bătut, el nu știe că în liste au nimerit atâtea persoane dubioase, corupte, contrabandiști și de care mai vrei acolo. Și încă nu e clar dacă s-au retras toți, pentru că parcă am văzut că o parte ceva au încercat să facă, dar nu toți. Cum, ce s-a întâmplat? Voi parcă vă credeți cei mai sfinți de pe fața Pământului. Noi avem o listă de oameni profesioniști și integri. Noi suntem gata să preluăm un mandat de guvernare. Veți vedea și membrii PAS din regiuni și la nivel național, care au demonstrat din 2016 că luptă pentru cetățenii acestei țări. Veți vedea și oameni din extern, specialiști, cum ar fi Dumitru Budeanski, economist, cum ar fi Adrian Beli, medic, șeful secției de reanimare de la Spitalul de Urgență. Vă veți vedea acolo pe Ana Racu, cunoscută luptătoare pentru drepturile omului. Avem o listă foarte bună de oameni care și-au demonstrat capacitatea de a guverna țara. Contrabandiști, ce faci? O să... Atât, numai, doamna Gavriliță nu mai are timp rămas în această rundă. Pot eu să pun o întrebare domnului Țicu, deja, da, că ar fi deja corect să mai pun și o întrebare. Domnul Țicu, domnul Șalaru este pe lista deputaților? Domnul Vagnaș, și nu știți, ai citit? Eu pot a citi, eu vă întreb dumneavoastră să confirmați sau să infirmați. Eu am înțeles că voi cu grafia latină stați prost. Nu există niciun nume Șalaru în listele Partidului Unității Naționale. Mai vedeți. Bine. Atunci, eu, întrebarea mea este de așa natură. Iată, dumneavoastră, așa de mult vă îmbrățișați, vă cuprindeți cu dumnealui, dar în același timp ne spuneți nou că persoanele dubioase trebuie eliminate, nu știu ce. În 2015, acest individ, Șalaru, care în acea perioadă era și în calitate de ministru, a prejudiciat statul cu milioane. Deja nu mai vorbim de cele 12 milioane ieri cu garniturile de trenuri, dar vorbim despre complexele S-125M1 undeva, care a fost investigații pe larg, și a vândut aceste complexe de rachete unei țări care era în conflict, și a provocat și un scandal atunci, și încă și prejudiciu țării. Și este și un dosar penal pe acest individ penal. Și dumneavoastră n-ați ieșit măcar o singură dată să ziceți că el e cu ușor. El a prejudiciat statul Republicii Moldova din punct de vedere a securității și din punct de vedere financiar. Domnul Novac, dumneavoastră ați deținut 2 ani de zile instituția de justiție, procuratura, ați lucrat prost de tot. Ați depus și procurorul vă reprezentat. Și dumneavoastră, știind asta, nu l-ați închis pe domnul Șalaru. Ai, ce greșeală ați făcut. Nu există niciun Șalaru pe listele Partidului Unității Naționale. Vă explic încă o dată. Partidul Unității Naționale este o construcție onestă, integră, puternică, intelectuală, sportivă, domnul Novac, și vreau să vă spun că vă așteaptă zile grele în Parlament, că atunci eram singur, dar acum vin 3 campioni. Și o să vă sară fel ce le vreau să vă spun. Ei, și de greit. Sigur, vă este amuzant ce ați spus. Așa sigur, că abia aștept să intru în Parlament. Fel ce ne vedem noi cu Asamblea, dar mai departe, eu aș vrea să aud de la dumneavoastră și probabil și cetățenii ce propuneți atât dumneavoastră concret, ori formațiunea pe care o reprezentați, programul, concret în domeniul economiei. Adică mă refer la dezvoltarea și atrage investițiilor sau mărirea locurilor de muncă pentru cetățeni în diferite sfere? Domnul Novac, noi știți că ca să vină investiții trebuie să existe un sistem de securitate și apărare. Fără el nu poți atrage investiții. Toate statele este europene care au ieșit din comunism au devenit membri NATO. Întâi tragem scutul de securitate, aducem NATO la Nistru,
Deci ca să avem un climat de securitate, că voi cu neutralitatea voastră îi țineți pe ruși acolo, că vouă vă place asta. Nu, nu ne place. Așa? Și atunci vor veni investiții și românești, și străini, și francezi, și de toate. Deci așa climatul se dezvoltă. Domnul, eu sunt om sistemic, spre deosebire de voi care vedeți numai ce vă place vouă. Economic este o singură soluție, domnul Novac. Noi numai cu România putem redresa economia. Astea sunt investițiile majore pe care vor veni. Știți cât primește România în această perioadă? 30 de miliarde de euro. Știți cât e asta? E bugetul Federației Rusie militar pe un an de zile. Atâta primește un stat european pentru redresare economică. Nu, cum vă credeți că o să ne ajungă asta în condițiile în care suntem a 10-a parte din statul român? Evident că asta se va face atunci când vom avea o posibilitate și o fracțiune în Parlament care să reprezinte interesele românilor și a statului român, domnul Novac. Din câte am înțeles, nu mai puteți dumneavoastră propune nimic, pentru că nu știți habar nu, cum n-ați propus anii ăștia cât a stat domnul Țicu în Parlament, așa și nu o să propuneți în continuare. Cineva v-a spus și dumneavoastră că NATO a să vie și a să crească economia. Prostie asta sunt domnul Țicu. Evident. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine. Evident. Pentru că trebuie să ai o viziune foarte clară ce ține de sectorul real al economiei, cum trebuie de atras investițiile și care este parcursul și harta și drumul ca să ajungi la aceste etape. Și vreau să vă zic că în istoria Republicii Moldova, anume când a fost guvernul condus de doamna Greceană și atunci în acel cabinet de ministri munceau mai multă lume, atât la comuniști cât și la socialiști actuali, au fost cele mai mari investiții, peste 700 de milioane anual, domnul Țicu. Domnul Novac, vorbiți aici de... Voi vreți pensia să o faceți în 2030-2000 de lei. Trebuie să cunoașteți că... În statul român, pensia minimală este 4.000 de lei. Domnul Novac, 4.000 de lei pensia în România minimală. Voi o să faceți în cosmos când ați fi 2.000 de lei. Voi îmblați cu minciuni de că vă știu, pentru că dezvoltarea țării nu se face în condițiile în care nu ai securitate, așa cum trebuie să fie peste tot. Dar apropo de ce am făcut în Parlament, domnul Nova, apropo de ce am făcut în Parlament, eu desigur n-am îmblat să adopt proiecte de lege de 2 bani pe care voi le aveți, dar eu am făcut un lucru important, domnul Novac. Eu am dizolvat Parlamentul ăsta de bandiți și de hoți pe care voi îl reprezentați. Și cu asta am să mă mândresc și cu asta și oamenii o să mă trimit în Parlament. Nu, noi, clar, nu vă putem interzice ca să mai visați uneori că zuniți în Parlament. Domnule Novac, timpul dumneavoastră pentru această rundă s-a scurs. Domnule Țicu, aș vrea să ne spuneți, acum o să avem noi o discuție, aș vrea să ne spuneți despre prezența lui Plahotniuc în această campanie electorală. Dacă dumneavoastră considerați, dacă dumneavoastră poate cunoașteți, dacă unde există sau dacă susține anumite partide, cine astăzi îl protejează și unde este astăzi Plahotniuc sistemic în această campanie electorală? Eu, din ce observ și din lucrurile care se întâmplă, Aurul este o construcție finanțată de Plahotniuc. Și o spun asta prin prisma oamenilor care până nu de mult Volosată și Blețchi au făcut campania lui Dragnea și PSD-ului în perioada când Plahotniuc îi ținea cu dosare pe Volosată și pe Blețchi pentru că era acolit. Și Valeriu Munteanu, care s-a dus primul la Timofti și a cerut ca Plahotniuc să fie numit prim-ministru la Condrița. Și dosarele lui Dorin Chirtoagă, care tremură. Deci astea, din punctul meu de vedere, sunt indicii clare. Probabil sunt și alte piste, dar ele nu sunt semnificative. Eu mă uit la oamenii și la acțiunile care se întâmplă pe această dimensiune. Nu știu în ce măsură mai are conexiuni cu PD-ul, dar oricum este un cal mort, așa? A misiunea Aurului și a lui Plahotniuc este să dezbine votul pro-european și să distrugă, de fapt, Partidul Unității Naționale. Asta este adevărata misiune. Asta este motivul pentru care nu ați făcut o alianță? Și asta, și inclinația obscură, absolut neclară pentru noi a Aurului în România, care nu are nicio afiliere politică și nimeni nu vrea să identifice, dar observațiile pe care le avem sunt destul de clare, cred. Am înțeles și timpul a expirat, deși mai aveam câteva întrebări. Acum este ultima rundă, am ajuns și la final. Mesajul de un minut din partea fiecăruia pentru alegători. O să începem din dreapta mea, în stânga, deci de la domnul Țicu. Vă rog, domnule Țicu, aveți un minut din acest moment.
Prieten de 30 de ani, Mircea Snegur, cu prosoapele v-a dus în CSI, Lucinski v-a băgat în întuneric și sărăcie, Voronin v-a bătut cu bâtele și v-a adus comunismul înapoi, Filat și Plahotniuc v-au furat, Dodon v-a trădat și asta va fi în continuare atâta timp cât nu vom înțelege o realitate simplă. Ideea noastră este să revenim într-un spațiu de civilizație și cultură românească, cu toții împreună. Avem posibilitatea, este o cale scurtă, de la casele voastre până la urna de vot, cu încredere, trimiteți Partidul Unității Naționale în Parlament. Noi știm ce să facem cu votul și cum să vă reprezentăm, așa cum am făcut în acest Parlament împreună cu domnul Reniț. Mai aveți câteva secunde la dispoziție. Da, ajungi. Am înțeles. Domnule Novac. Stimați cetățeni, a mai rămas puțin și se încheie această campanie electorală una deloc ușoară. Republica Moldova nu mai poate ezita și nu mai are timp de pierdut ca să mai răbdăm un scrutin sau două, să vină în Parlament fel de fel de persoane corupte, certate cu legea. Evident că unii s-au deghizat foarte bine sub diferite partide, de parcă nu mai fost partea unor formațiuni politice, cum este bunăoară PLD-MEU, și nu mai sunt dintre cei care au fost parte și au votat inclusiv lucruri foarte urât, care au agravat foarte mult situația în Republica Moldova. Iată că o să vedeți că o să vă prostească și de data asta cu fel de fel de mesaje că ei or să facă. Ei deja astăzi promovează fel de fel de interese meschine și personale, persoane certate cu legea. Noi avem o problemă în Republica Moldova cu calitatea justiției și multe alte probleme. Însă dacă îi aducem intenționat în Parlament, îi va de cap. A expirat atât. Domnule Novac, de ce nu respectăm? Vă rog, doamna Gavriliță, un minut la dispoziție. Dragi cetățeni, în această campanie noi mergem de la ușă la ușă, din sat în sat, din oraș în oraș, și peste tot oamenii cu care vorbim au o anticipare de o mare victorie și au un mare optimism. Chiar dacă am avut dezamăgirile din ultimii 30 de ani și guvernări care au alungat oamenii de acasă, acum vedem că alegerile prezidențiale din noiembrie au oferit țării o șansă pentru curățirea clasei politice. Oamenii au obosit de Șori, Dodoni, Plahotniuci și Voronin. Oamenii vor altceva. Oamenii vor o perioadă de stabilitate și creștere economică, prosperare. Ei vor un guvern responsabil, un parlament de oameni onești care să voteze legi pentru oameni și să ajute președintelui Maia Sandu să-și îndeplinească pe deplin mandatul. Deci Partidul Acțiune și Solidaritate pornește vremurile bune. Vă mulțumesc mult, a inspirat și timpul dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost prima oră de dezbateri electorale la Jurnal TV. La ora 21 așteptăm alți 4 concurenți. Vă readuc aminte, în această rundă, astăzi, la această oră, de la ora 20:00, împreună cu cei 3 concurenți pe care i-ați putut cunoaște mai bine, trebuia să fie prezent și reprezentantul Partidului Politic, Partidul Acțiunii Comune, Congresul Civic, Iurie Muntean. Acesta nu a participat. Regula spune că dacă nu se prezintă, concurentul electoral nu poate recupera acest timp, dar Jurnal TV pune la dispoziție și a doua etapă a dezbaterilor electorale. Asta înseamnă că pe cei care i-ați văzut și astăzi îi veți putea urmări din nou într-un alt format cu alți concurenți ceva mai târziu. Eu vă mulțumesc mult, stați pe Jurnal TV. În câteva minute, la 21:00, revenim cu o altă rundă de dezbateri.